Salutări, dragilor, suntem la garaj la Macaplight. Avem astăzi în lucru un Audi A6 C6. Din ceea ce mai știm, din ceea ce am mai citit, ce am mai discutat cu prietenii noștri, este o problemă comună. Nu am găsit multe despre ea pe internet, tocmai de aceea dorim să facem un tutorial despre problemă și cum am rezolvat-o. Așadar, este vorba despre distribuția aerului condiționat, mai exact pe partea de grile de pe mijloc. Vine aer rece, deci vorbim de o funcționalitate completă a compresorului, a instalației de AC, însă pe partea stângă șofer și pe partea dreaptă pasager și la picioare, dar în special la grilele de ventilație de sus, vine aer foarte cald. Am considerat prima dată ca o problemă întâlnită pe grupul VAG. Am considerat o problemă clapetele de temperatură. Imediat închidem mixul, fără muzică nu putem lucra la garaj. Am considerat ca o problemă fiind clapetele de temperatură, clapetele de căldură stânga-dreapta, cele de pe climatronic, însă s-a dovedit că am greșit, întrucât mașina nu prezintă nicio eroare pe aceste clapete. Ele merg foarte frumos, nu se aud plastice zgârind, adică tubulatura de climă este întreagă. Așadar, am trecut mai departe. Știm la Audi sau vă informăm noi, sub plasticul de la ventilatorul de climă, înlăturăm cheder-ul și se ridică foarte, foarte ușor. Sub plasticul de la ventilatorul de la climă găsim un bloc de electrovalve. Îl avem aici pe cel demontat. Găsim un bloc de electrovalve. Dacă este vară, ele se blochează pe semi-deschis și atunci avem căldura despre care vă vorbeam la grila șofer și grila pasager. Schimbul, nu știu, să zicem jumătate de oră, 40 de minute dacă mașina vine înfierbântată, întrucât e căldură de destul de mare aici. Vă arătăm pe cea pe care am demontat-o. Noi am găsit-o în dezmembrări la colegii noștri de la AIM Dezmembrări. Vorbim de două mufe și trei furtune. Furtunele de sus se scot destul de ușor, însă tricky part, ca să spunem așa, va fi furtunul de jos. Ce veți avea nevoie? Un clește pentru coliere, îl vedeți aici, se strânge și se blochează, și diferite scule, o șurubență de 10, o furculiță, să îndepărtăm un pic furtunul. După ce am desfăcut cele două, o secundă, dăm drumul la lumină. După ce am desfăcut cele două mufe, mufa de sus de la electrovalve și mufa de jos, o vedeți, avem cele două furtune, prindem cu cleștele, îndepărtăm clema, tragem furtunul afară, nu uităm poziția, tur, retur, la fel și în partea cealaltă, prindem cu cleștele și se vede aici, îndepărtăm clema. Ea iese din suport glisând spre față, spre mașină, să spunem așa, iese din suport glisând încet spre mașină, după care băgăm colierul pe dedesubt și îndepărtăm furtunul de jos. Montajul se va face în poziția inversă la ceea ce am discutat acum. Noi am făcut deja proba, am pornit mașina. Senzorii de temperatură acum arată bine, înainte arătau 66 de grade pe partea dreaptă și 35-38 pe partea stângă. Vom porni mașina, facem măsurătorile. Vom merge și în setup, după cum vedeți, pe ventilația de centru, vom da cooler, închidem setup-ul, mărim puterea la ventilator la 11, este dat pe low, cu econul stins, aerul rece deja intră, aerul rece intră și aici, închidem grilele de pe mijloc, verificăm, vine aer foarte rece, putem vedea și lucrul acesta în diagnoză.
pe adresa 08 la climă. Nu avem niciun cod de eroare, mergem pe valori, după care căutăm senzorii de temperatură, îi găsim un pic mai jos. Left vent, right vent, central vent, nu avem. După cum vedeți, înainte ne arătau 34 de grade și 60 și ceva de grade. Acum ce funcționează și pe aceste grile, avem 9 grade cu 9 grade. Iată, mai și scade. Deci, de vină a fost electrovalva, așadar o problemă destul de întâlnită. Iarna problema se mută invers, nu va mai da căldură și va da doar aer rece. Încă scade. Anunțăm clientul că mașina a fost terminată. Mai avem ceva probleme la un stop. Aici vom vorbi de cu totul alt tutorial. Așadar, Mihai Nistor de la Garaj la Macaplight vă salută!